Bună ziua încă o dată. Sper că v-a plăcut prima secțiune a acestei conferințe, mai degrabă de spate, pe care organizăm astăzi aici. Și vă invit să participați la cea de-a doua secțiune, pe care am intitulat-o Arhite, politică externă și cenzură. Din punct de vedere, această secțiune este una extrem de importantă, deoarece pune în dezbatere câteva dintre piedicile întâmpinate de cercetători, cum ar fi accesul greu la unele documente, cenzura practicată de unele instituții deținătoare de arhive. Aș vrea să începem această secțiune cu domnul Silviu Moldovan, dacă este în sală. Domnul Silviu Moldovan este consilier superior în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, șef al Serviciului Cercetare, serviciu din cadrul CNSAS care interacționează cu persoanele acreditate la acest consiliu. Mulțumesc. Dacă nu se aude ce spun, o să vă rog să-mi faceți semn, întrucât am tendința să vorbesc încet și nu îmi dau seama întotdeauna că nu se aude ce spun. Când am primit această invitație, am ezitat puțin dacă să vin cu un text elaborat care ar fi presupus tot felul de statistici și cifre. M-am decis să nu fac asta și să simt cum va evolua discuția și să punctez câteva aspecte în legătură. Acum cred că am ales corect, am în vedere că prima secțiune a fost extrem de interactivă. Și multe discuții necesită discuții. În orice caz, tot ținând cont de ceea ce s-a discutat, punctul de pornire ar trebui să fie reamintirea prevederilor legale care reglementează activitatea de cercetare, pentru că nu putem evita. Și pe scurt aș evita articolul 14 din Ordonanța de Funcționare 24/28, care pune textual. Printre atribuțiile instituției sunt litera F. Organizează și desfășoară activități formative educative și sprijină cercetările prin conferințe și expoziții în vederea consemnării istorice a activităților represive ale regimului comunist, precum și editare de studii științifice și documentare. Litera G. Dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu activitatea securității. Asta se subsumează cumva literei F. Obiectul de activitate și acesta este mai pregnant în cazul ICCM-ului și litera H pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul CNSAS documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile securității în condițiile prezent ordonanță de urgență. Pentru că aici, în foarte puține cuvinte, sunt cuprinse foarte multe activități și mai sunt ambele paliere pe care se desfășoară activitatea de cercetare, că este internă și externă. În ceea ce privește cercetătorii, există un articol reformulat în baza legii finale aprobate de Parlament, 293/2008, care spune că cercetătorii au obligația să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată a celor care au fost persecutați de organele securității statului. Reglementarea în principiu este foarte generoasă. Pe undeva aș putea să remarc un oareșcare echivoc atunci când se face referire la cine s-a supune la dispoziție documente. Nu e cumva echivoc. Exprimarea este corectă, pentru că, până la urmă, documentele și dosarele sunt formate din documente, însă, adică se poate apărea și o interpretare defavorabilă accesului, în sensul că documente, deci părți de dosar. Interpretarea noastră, de asta am făcut precizarea vis-a-vis de echivoc, este că trebuie să punem la dispoziție cât mai multe documente și atunci dosare. Vis-a-vis de repartiția pe dosare, domnul Vlad Mitrich a prezentat pagina de start a site-ului nostru, unde apar și o parte din inventare, respectiv cele care pot fi supuse în uz public. Noi am asigurat în cale de a asigura accesul la diversele fonduri, fără a face
o departajare între ele, respectiv fondul documentar, de exemplu, care are și inventarele publice sau fondul bibliotecă sau alte care sunt publice, sunt puse la dispoziție în egală măsură și cele care conțin dosarele personale. Principalele fondurile acestea sunt, sigur, fondul penal, fondul informativ și fondul rețea. În baza celor de acreditare le punem pe toate la dispoziție, fără a le condiționa de acordul expres al persoanei. În notificarea de aprobare a acreditării noi facem precizarea că nu este informații personale, dar nu condiționăm acest acces, cum se întâmplă în alte țări. Acum, vis-a-vis de site, poate insistăm puțin, pentru că a fost una din direcțiile, site-ul Valorificarea și Îmbogățirea lui a fost una din direcțiile principale pe care ne-am axat activitatea în ultimii ani, tocmai pentru că este o, asigur, o mare ușurință în ceea ce privește planizarea obiectului de activitate. Pentru toate persoanele care nu sunt de față și ne interesează extrem de mult orice sugestii legate de argumentarea lui în continuare. Și în cazul meu, la fel ca și în cazul domnului Mitric, asta cu câteva plăcere, salvarea, captura imaginii, paginii de start nu salvează întreaga pagină. Nu se văd ultimele rubrici. Una din idei a fost de a pune la dispoziție cât mai multe surse primare. Deci, în aceste secțiuni, unde sunt actele normative, aceasta care sunt internări în unități de muncă, aici sunt dosarele integrale care se referă la această problematică. În actele normative sunt desigur în care sunt modalitățile de lucru ale securității și aici cumva venim și în întâmpinarea doleanței privind elaborarea unui ghid. Noi am fost un pic în expectativă din acest punct de vedere ca să nu părem prea didacticiști față de cercetătorii acreditați, numând că ei iau antrenament în studiu în arhive și că își prezintă punctual doleanțele. Sursele privind activitatea securității, de asemenea, cadrele securității. Este aici un secțiune unde sunt fișe ale acestor ofițeri. Dar avem inclusiv cu legătura discuția dintre torționari și netorționari. Aici sunt datele disponibile. Publicațiile noastre s-a asigurat o variantă favorabilă în sensul că miscelaneele sunt postate integral. Secțiunea caietele CNSAS este în această situație. Iar în partea dreaptă sunt două butoane care s-au bucurat de mare succes. Noi am sperat acest lucru, în special în rândul studenților, masteranților, doctoranților. În mod special, e adevărat, ne-am gândit la ei atunci când am conceput aceste butoane. Revista Securitatea este o publicație internă a Securității, a apărut între 1968 și 1989. Este foarte simptomatic de cel din 68, pentru că a existat o întreagă discuție. N-am acum timp să insistăm asupra ei, dar este absolut fascinant modalitatea, absolut fascinantă modalitatea în care Securitatea a receptat toată discuția din 68, legată și de reabilitările care au avut loc în cadrul partidului și de percepția care începuse să se disemineze în cadrul societății care se simțea în mare măsură încurajată să reia niște teme mai vechi. La sfârșitul anilor 40 sau începutul anilor 50, dacă vreți, folosindu-se de context oficial. Este plenarea de aprilie 68. Securitatea, care a reacționat destul de vehement pe plan intern la această discuție din partid, a folosit și această modalitate de a-și valoriza activitatea din trecut. Și atunci a spus acest buletin de uz intern, spuneau Securitatea, care e o revistă foarte interesantă, l-a citit și în ziua de azi, și care chiar așa începe prin primul număr, când a arătat cât de importantă a fost activitatea lor în beneficiul poporului și a partidului. Nu era deloc lipsită de interes precizarea că în beneficiul partidului, pentru că în acest fel se plăzele, mă, voi acum ne țineți sub presiune, dar dacă nu eram noi, partidul, știți că la limită se recunoștea și aspectul legat de lipsa de popularitate a Partidului Comunist atunci când a venit la guvernare. În 89, la fel, sunt interesante de celat anumite ecouri anticipate, e puțin absurd să le numim așa, numite funcțiri, anticipări ale securității vis-a-vis de contextul nou pe care a receptat totuși și prin organele de spionaj extern în Europa de Est. În anumite documente interne apar referiri, am găsit la un moment dat chiar referire, urmează evenimentele care urmează a avea loc în lunile următoare. Și documentul este din octombrie 89, nu e din revista adevărat. Acestea studii și documente, butonul celălalt e de asemenea o publicație internă a securității.
așa, el a apărut între 69-71, doar 9 numere, dar sunt consistente și au un aspect mai pronunțat de revistă istorică, dar destinată tot cadrelor. În revista Securitatea se fac și mențiunile, că să se mențină în Casa de Fier, că este secret, că... deși la sfârșit are rubrica corespondență cu cititorii, ca magazin istoric, dar cititorii erau ofițerii, nu erau cei din toată, sau toată societatea. Însă, un alt element, și cu asta o să încheie referirea la această revistă, este modalitatea prin care anumite idei care inițial au apărut în această revistă au fost diseminate ulterior prin textele istorice de circulație mai largă, chiar în revistele periodice care existau. Domnul Panu făcea referire la ele. Foarte interesant de urmărit acest paralelism. E, mai jos este un buton de sursele despre istoria partidului, care iarăși este util pentru viitorul larg. Acum, în ceea ce privește publicațiile noastre, da, aici cred că am luat eu înainte, dar nu o să mai insistăm pe acest loc, pentru că ne lungim prea mult. Publicațiile noastre, pentru că trebuie să vorbim și despre activitatea internă de cercetare, nu, până în momentul de față au apărut 36 de volume. Lista lor este pe... da, cred că... 36 de volume, ne referim doar la cele apărute sub egida CNSAS-ului. N-am stat să fac contabilitate, deși până la urmă, într-un fel este tentant, în acestea, în raportele interne, vizuale câte sute de studii și articole au fost publicate de angajați. Ca element cantitativ, voi referi doar la cererile de acreditare, la cercetătorile externi. Până în momentul de față au fost aprobate 1827 de cereri de acreditare. Cererile sunt mult mai multe, pentru că multe din teme au acea procedură, există și formularul pe site, completare la acreditare. Și atunci, domnul Mitric, de exemplu, sau domnul Ursu, care v-a vorbit în prima secțiune, au foarte multe completări. Mulți alții se află în aceeași situație. Dacă la nivelul anului 2012 au fost 2190 de zile de lectură ale cercetătorilor acreditați, cursul căror a fost studiate 6420 de dosare, totalizând 14555 de volume. Discuția referitoare la arhive este mult mai largă. Noi am instituționalizat în colaborare cu ICCMR-ul, care este unul din partenerii noștri cei mai importanți, cu care avem și un consemnat special, și în parteneriat instituționalizat cu Institutul Nicolae Iorga, în colaborare, trebuie spus și asta, pentru că e important, cu Fundația Conrad Adenauer. Este foarte important pentru că resursele financiare pentru organizarea acestei conferințe anuale a fost asigurată de această fundație. Deci, în esență, un parteneriat cu Institutul Iorga, care a fost co-aplicant, organizăm conferința anuală Comunismul Românesc, i-am spus noi, Conferința Națională a Comunismului Românesc, care inițial a avut un proiect pe 3 ani, 2010, 2011, 2012 și 2013. El s-a încheiat acest an cu cea de-a treia ediție. Lucrurile au loc în sala de conferință a Institutului Iorga și s-au bucurat, spre bucuria noastră, de participări extrem de consistente din partea institutelor și inclusiv a ONG-urilor și a universităților care au preocupări referitoare la istoria comunismului din România. Au fost și unele participări internaționale. ICCMR-ul, repet, la fiecare ediție a participat extrem de puternic celor la cuvânt. Celelalte institute, INST-ul, Institutul Iorga, institutele de specialitate din Iași, Cluj, Timișoara, universitățile în toate aceste orașe și altele, nu, Institutul Revoluției și așa mai departe. Satisfacția noastră este că, și asta are legătură și cu tematica acestei conferințe, am putut să reunim toate aceste institute la, cum s-ar spune, aceeași masă, și dialogul este extrem de constructiv de fiecare dată. Ideile lansate în cadrul conferințelor urmează a fi, unele au fost concretizate, altele urmează a fi concretizate inclusiv în anii următori, pentru că în 2014 va avea loc cea de-a patra ediție, pentru care urmează a lansa invitațiile. Acum, discuțiile vis-a-vis de ce înseamnă arhiva și care este importanța ei pot continua mult. Eu, ai doma bancului cu califul, deși nu vreau să mă compar cu niciun calif, doresc să mă declar perfect de acord de atât cu ceea ce a spus domnul Dinu Zanfirescu, cât și cu ceea ce a spus domnul Rogojan.
implicit cu ceea ce a spus colega noastră de la ICCM. Pentru că, într-adevăr, a existat, acum suntem într-o situație favorabilă astăzi, pentru că arhivele există, sunt deschise și putem face toate comparațiile necesare și toate completările necesare. În anii 90 a existat acest handicap și un implicit un care decalaj față de câteva din țările din Europa Est, pentru că arhivele nu erau încă foarte deschise. Și atunci s-a mers foarte mult pe sursele memorialiste. Și eu am o deosebită slăbiciune pentru memorialistică, în special pentru cea a spațiului concentrațional. Și am încercat să văd, să verific în ceva secțiunile acolo. Nu le poți verifica pe toate, pentru că starile de spirit nu sunt atât de matematic demonstrabile prin documente, dar sunt surprinse și securitatea a fost foarte atentă, foarte atentă tot timpul cu monitorizarea stărilor de spirit, inclusiv în penitenciare. Și aici domnul Ursu a surprins foarte bine aici cu firograma, care e un document. La un moment dat s-a recurs la această modalitate de comunicare între celule, alfabetul Morse a fost convertit în gemuri de ață, convertit foarte multe legale. Da, el a patentat această metodă care s-a răspândit și chiar la Iuda Cunea. Și atunci a existat o panică extremă. Cine se bănuia că e un agent britanic infiltrat cumva în închisoare și el răspundea aceste materiale. Nu știu, de multe ori confirmă, de multe ori infirmă aserțiunile din memorialistică. Asta nu le face mai puțin importante. Uneori, rămânem cu nelămuriri. Au existat cazuri în care, ușor paradoxal, e un caz care îmi vine mult acum, de memorii publicate după 1989, în care autorul se minimalizează extrem de mult. Deși a fost o personalitate chiar militară în toate acestea, a fost puternic implicată în organizarea mișcării de rezistență. Și aici e mult de discutat, securitatea a exagerat multe aspecte, alți autori ulterior au minimizat multe aspecte, opinia mea. Acest personaj s-a minimalizat extrem de mult pe el și a circulat foarte mult chestiunea aceasta, de multe ori veridică, alte ori mai puțin veridică, că noi nu ne cunoșteam între noi, cei din lot, și ne-am vetat securitatea. Așa era de foarte multe ori. Au fost fabricate loturi. Au fost fabricate parțial, alte ori relațiile. În cazul acestei persoane este cert că avea relații cu colegii lui de lot și documentele dovedesc asta și mărturiile altor inculpați. Continuă și după 89, pe poziția aceasta, că nici nu-i cunoșteam, deși era ușor absurd, pentru că colaborau și instituțional, chiar dacă n-ar fi avut relații personale. Documentele ulterior ne-au adus spre postura inițială sau spre, oareșcum, pe interpretarea inițială a securității vis-a-vis de organizarea care a avut loc. Nu știu, el între timp a decedat, nu ne mai poate lămuri foarte mult acum. Există și situații de genul ăsta paradoxale. În ceea ce privește documentele, însă, cred că de multe ori și informația e viciată. Mă sigur, sunt și cazuri vis-a-vis și de ceea ce a existat vis-a-vis de viața unor persoane. Sunt aspecte clare, gen atât de mult anumite loturi care au fost fabricate sau bagatelizate, întrucât expresia, de exemplu, lotul Popu Joiu, care a fost folosită în justiție, s-a instituționalizat cumva în arhivă și s-a colportat la infinit din dosar în dosar, până în varianta care nu se mai cunoștea sursa inițială. Și la un moment dat apare în dosarul unei doamne, numita a fost colega, a fost soția banditului Pop Bujoiu. Alexandru Pop și Ioana Bujoiu sunt chiar persoane diferite, dar securistul Crefel deja uitase complet de unde pornise discuția, dar expresia rămăsese. Ce asta este numai. Acum, inculpare, nu inculpare, optimismul, atâta aș mai vrea să spun, pentru că am tendința să mă lungesc, că vis-a-vis chiar tot de anii 90, în care ne mărgineam cumva la surse memorialistice și la documente provenind din arhivele private, a dominat, cred, în mare măsură în discursul public un soi de pesimism gnoseologic, în sensul că nu numai că nu se vor deschide arhivele, asta era de înțeles, dar că niciodată nu vor putea fi reconstituite mecanismele represive. Acest lucru cred că este infirmat, inclusiv inițiativa recentă a ICCMR-ului de a înainta dosarele referitoare la torționari contrazice acest lucru. Aceste mecanisme sunt cu foarte mare, până la foarte mare amănunt, reconstruibile prin documente. Aici domnul Mitric a avut perfectă dreptate, recomandând tenacitate și răbdare cercetătorilor și celor interni și celor externi. Este la fel de valabil.
Am ales și câteva cazuri concrete, dar nu mai discutăm acum. De exemplu, în cazul lui Mircea Vulcănescu, sunt încă foarte explicite, memoriul, la dosar se află memoriul soției lui, care cu un an și jumătate înainte de deces, reclama tocmai acest aspect, că este extrem de bolnav și că necesită a fi tratat în spital. Se putea face acest lucru în spitalul penitenciar, deci la Văcărești. Au fost o întreagă corespondență între unitățile sfinte penitenciare, între Securitatea Centrală, ce să facem în această situație, și răspunsul a fost cel final, în baza căruia s-a întâmplat ce s-a întâmplat, este că deținutul Mircea Vulcănescu se află în închisoare, dar nu ne este cunoscut motivul pentru care ar fi fost condamnat. Și ca atare nu putem aproba tratarea lui în spitalul penitenciar. Acest lucru i-a atras decesul, dar sigur e foarte ciudat acum, de exemplu, că noi am condițiile în care a fost un proces spectacol și lucrurile acestea erau de notorietate, dar nu s-a pus problema, de exemplu, de a vedea dacă n-ar fi cazul să fie eliberat, dacă tot nu știm de ce l-avem închis. Și multe, multe alte cazuri, multe cazuri în care dosarele au fost fabricate. Gata, încheiem cu asta. În orice caz, dacă e să predăm pentru idee, atunci predăm pentru deschidere. Nu cred că este favorabilă raportarea excesivă la prevederile internaționale, întrucât procedurile sunt destul de diferite în alte țări. Și inclusiv vis-a-vis de accesul direct la dosar și nu la copii. Da, asta este un alt subiect. Mulțumesc foarte. Cred că vor fi multe întrebări referitoare la accesul la presa, la articole CNSAS, mai ales că această instituție este o parte considerată de arhive, de documente create de fostele structuri ale statului comunist, securitate, miliție, penitenciare, alte instituții de cum și deci o parte bună, deocamdată de dosar de carte ale foștilor ofițe, cam 2000 de dosar de carte, nu? Să sperăm că vor veni mai multe la CNSA. Mă invit în continuare pe domnișoara Elena Dragomir. Mulțumesc frumos! Mă tem că prezentarea mea va fi ușor diferită de ceea ce ați auzit până acum, în sensul că eu am venit chitită să mă plâng. Să mă plâng de felul în care avem acces la unele arhive în legătură cu unele situații. Sigur că atunci când un cercetător își alege ca temă de cercetare istoria politica externă a României de după al doilea război mondial și asumă niște riscuri. Și riscurile sunt legate tocmai de măsura în care putem avea acces la documente din perioada respectivă. Pentru că, potrivit legii arhivelor și anexei celebre, documentele privitoare la politica externă sunt date în cercetare la 50 de ani de la momentul creărilor, iar documentele privitoare la securitatea națională și la integritatea teritorială a statului intră în cercetare la 100 de ani de la momentul creărilor. Și atunci, o persoană ca mine, care își propune să studieze diferite teme, să spunem, de politică externă a României postbelice, știe de la bun început că s-ar putea să se lovească de aceste prevederi legale. Cum se face încadrarea unui document din arhivele istorice într-o categorie sau alta? În categoria document privitor la politica externă sau document privitor la integritatea teritorială a statului român, eu n-aș putea să vă spun. Știu că teoretic există o comisie care analizează și care stabilește dacă un document sau altul intră în cercetare. Dar criteriile după care comisia respectivă lucrează, nu știu dacă sunt publice, eu nu le cunosc. Aș vrea doar să vorbesc în general. Da, și aș vrea să vin chiar cu exemple concrete. Nu există comisie. Perfect. Și atunci aș vrea să vin doar cu câteva exemple pe care, cu situații concrete prin care am trăit eu. Dacă ele sunt relevante și dacă alți cercetători au trecut prin experiențe similare, rămâne să stabilim împreună. De exemplu, cazul Insula Șerpilor. Am căutat în arhivele naționale, pentru că acolo este practic singurul loc în care mă simt și eu cercetător egal altor cercetători, să zic. Nu un cercetător de mâna a doua sau a treia, cum mi se întâmplă când mă duc în alte arhive, despre care voi vorbi puțin mai târziu.
Deci, în arhivele naționale am încercat să identific documente create în 1948 despre cazul Insula Șerpilor, despre vizita delegației României la Moscova, oare există note de convorbire, oare există stenograme, există oare procese verbale. Acestea sunt întrebările cu care m-am dus în arhivă. Și adevărat, există la arhivele naționale nenumărate fonduri și colecții în ultimii ani din ce în ce mai multe, însă nu am găsit informații în acest sens, cu o singură excepție. Am găsit o stenogramă a unei ședințe de Consiliu de Ministri din 11, cred, februarie 48, în care se discută despre vizita delegației României la Moscova. Dar referirea la tratatul respectiv este foarte vagă, în sensul că Ana Paucăr și Petru Groza spuneau despre cât de bine va face României semnarea respectivului tratat și cam atât, dar noi nu știm exact ce s-a discutat acolo. Sigur că știm că în istoriografie multă lume face referire la momentul respectiv și știm cu toții că delegația României s-a dus acolo și de bunăvoie a acceptat tratatul care i s-a propus și n-a avut comentarii și a fost de acord. Cam asta este mainstream-ul. Dar noi, de fapt, nu avem documente produse în anul respectiv. Nu cunoaștem, nu știm, de fapt, ce s-a întâmplat cu adevărat. De ce nu există, sau nu, de ce nu am găsit aceste documente în arhivă? Asta este o întrebare. Sigur că putem să speculăm. O explicație ar putea fi aceea că documentele nu există pur și simplu și că oamenii s-au întors de la Moscova fără așa ceva, ceea ce cred că este foarte posibil. Noi avem date puține despre natura relațiilor dintre reprezentanții României și cei sovietici după război. Este cumva paradoxal, știm mai multe despre ce s-a întâmplat în anii 60 decât despre ce s-a întâmplat în 45, 48 sau 49. Deci, poate că au venit de acolo fără documente, nu știm. Poate că documentele există, dar în miile de dosare sau zecile de mii de dosare din arhivă, încă acestea nu au fost găsite. Deci urmează a fi prelucrate și la un moment dat vor intra în cercetare, ceea ce din nou este foarte posibil. Poate că nu se îndeplinește vreun termen de dare în cercetare, nu știu, nu e cazul. Perfect, deci acum am eliminat o ipoteză. Înclin să cred că, cel mai probabil, documentele sunt undeva în arhivă, dar nu au fost încă prelucrate. Și am un alt exemplu care cumva mă face să fiu optimistă în acest sens, anume cel legat de conferința din ianuarie 1949 de la Moscova, cea care a stabilit crearea CAIR-ului. Acum 5-6 ani căutam în ANIC, așa cum caut acum documente referitoare la povestea din 48, căutam acum 5-6 ani documente referitoare la conferința din ianuarie 49 și bineînțeles că nu găseam, cu excepția unei stenograme care deja fusese făcută publică din 98 și publicată, nu păreau să fie acolo documente. Însă acum un an, abia în 2012, am găsit în arhive un dosar care, spre surprinderea și spre bucuria mea fantastică, include note de convorbire, procese verbale, propuneri făcute de delegația cehoslovacă, de delegația bulgară, de delegația Ungariei la conferința din ianuarie 1948 care a creat CAIR-ul. Ceea ce este un lucru fantastic, pentru că mi-arată că am reușit să găsesc 5-6 ani mai târziu documente pe care nu le-am găsit atunci. Deci, probabil este mai degrabă o problemă de prelucrare sau de imensul volum de muncă, nu, cu care arhivele se confruntă. Sper că peste 5-6 ani vom putea să știm mai multe și despre vizita delegației României în 48 la Moscova. Astea sunt câteva exemple. Care nu țin neapărat de faptul că există o conspirație undeva în arhivă care ne împiedică pe noi să avem acces la documente, ci ține mai degrabă de, probabil, nu știu, știți mai bine decât mine, eu pot să bănuiesc, de personalul de acolo și așa mai departe. Dacă este personal suficient, dacă poate că și noi ne grăbim foarte mult să avem acces la informații în legătură cu aspecte încă necunoscute sau insuficient cunoscute legate de perioada respectivă. Sigur că despre accesul la arhivele naționale am numai cuvinte bune, în sensul că
am constatat, așa cum am constatat cu toții, că în ultimul an putem cu adevărat să facem cercetare și avem acces la documente produse inclusiv în 1989, ceea ce este un lucru absolut senzațional. Mă duc, depun o cerere și primesc aprobare și pot face cercetare. Ceea ce nu se întâmplă în alte arhive, de exemplu în arhivele Ministerului Afacerilor Externe. Și nu pot decât, acolo mă simt ca un cercetător de mâna a treia, a patra, nu mai sunt egală cu alții. Nu pot decât să mă întreb, nu funcționează cele două arhive în baza aceleiași legi? Cred că da. Nu? Nu. În orice caz, în arhivele Ministerului Afacerilor Externe pot vedea documente abia după 1962-63, dacă acestea au fost prelucrate, dacă există inventare. Adesea mi se spune că nu există inventare și așa mai departe. Deci, accesul meu, sau eu simt că nu am acces la arhivele de acolo, de la Mai. Constat, sigur, că se publică documente, volume de documente de la arhivele Mai. Și este un lucru senzațional, pentru că altminteri n-aș vedea niciodată documente din 68 sau din 71 sau documente despre tratatul de la Varșovia, de exemplu, provenind din arhivele Mai. Este foarte bine, dar am totuși o nemulțumire. În sensul că nu cred că este suficient să se publice astfel de volume de documente și să-l forțăm pe istoric sau pe cercetător sau pe oricine din orice domeniu să lucreze pe baza unei selecții de documente făcute de altcineva. Pentru că noi știm, sau eu am fost învățată, că selecția documentului istoric este primul pas într-o cercetare și selectez documentul în funcție după niște criterii care sunt relevante pentru cercetarea mea, dar pot fi irelevante pentru cercetarea unui coleg, în funcție de perspectiva din care eu mă, perspectiva din care eu mă raportez la temă, metodologic, teoretic, filozofic, dacă vreți, și atunci consider că atunci când un studiu istoric al meu se bazează exclusiv pe documente selectate de altcineva, dintr-o arhivă la care eu nu am acces, este cumva, rezultatul cercetării respective este cumva viciat din start. Este bine că aceste volume se publică, sunt de acord, repet, pentru că altminteri nu le-aș vedea. Dar, părerea mea personală ar fi aceea că tot modelul pe care arhivele naționale ni-l oferă este cel bun, în sensul că și ei publică volume de documente, dar eu am dreptul să mă duc acolo și să caut documentul publicat, să văd ce mai este în dosarul respectiv ca să pun documentul în context, să văd ce mai există în fondul respectiv, să văd dacă nu cumva un document relevant pentru mine a fost considerat irelevant de autorul selecției respective și așa mai departe. Și mi s-a întâmplat să văd, exemplu, a fost publicat anul trecut, cred, un volum de documente despre vizita delegației României la Moscova în iulie 1964. Un volum senzațional, un instrument de lucru fantastic, pentru că pot să stau la mine acasă și cu creionul să fac notițe. Este cu totul altceva față de a merge în arhivă și a-ți lua notițe după 200 de pagini de stenogramă. Și am lucrat cu acel document, dar și-am avut chiar surpriza să găsesc acolo în volum documente care mie mi-au scăpat în arhivă, nu le-am văzut, erau un alt dosar, erau un alt fond. Dar mergând în arhivă și verificând lucrurile, am constatat că, de exemplu, acele 200 de pagini de stenograme sunt adnotate pagină cu pagină, aproape rând cu rând, de Gheorghiu Udej însuși, iar acele adnotări sunt relevante pentru mine. Sunt foarte importante pentru mine. Pe lângă adnotări, avem pe paginile stenogramei respective indicații prețioase pentru X și Y, tovarășul cu tare să facă, să zică, să trimită, să... Acestea au fost importante pentru mine. Ele lipseau din volum. Este asta un minus al volumului? Nu, în niciun caz, pentru că autorul volumului și-a propus să publice stenograma și asta a făcut foarte bine. Dar eu am avut acces la document
Și ducându-mă acolo am găsit lucruri suplimentare, ceea ce nu pot să fac atunci când am, de exemplu, în față un volum de la Arhivele Mai. Sigur că toate acestea sunt considerații personale, irelevante din anumite puncte de vedere. Mie mi se par importante, dar pot să nu fie importante. Nu știu dacă altcineva a trecut prin așa ceva, dacă are aceleași nemulțumiri. Dar, în general, acestea sunt... Ar mai fi un lucru peste care nu aș vrea să trec, dacă mai am timp 2 minute, sau nu? 3 minute. Istoriografia ultimilor ani, pe tema politică externă a României, este foarte bogată în trimiteri, în referințe la documente din arhivele SRI, din arhivele MAE, documente produse în anii 60-70 și documente la care eu nu am acces. Și pot doar să constat că anumiți cercetători pot vedea documente din arhiva SRI produse în 1968. Eu nu pot vedea. Sigur că, de obicei, mi se răspunde, eu scriu, în cartea cutare, documentul cutare este citat de cutare. Aș vrea să văd și eu documentul, presupun că a fost desecretizat, dacă a fost citat. Și mi se răspunde că domnului cutare i s-a aprobat o cerere. Și apoi avem citatul din lege. În baza legii aveți acces la nu știu ce. Și am lămurit problema. Concluzia? Asta, da. Da. Nu mă deranjează, chiar vă rog, pentru că s-ar putea că eu să fi înțeles... Da. Pentru a da ocazia și celorlalți prezentatori, celorlalți participanți să-și prezinte ideile. Deci, în concluzie, sentimentul meu este acela că nu avem cu toții acces la arhivă în aceeași măsură, după aceleași reguli. Nu suntem tratați egal, noi ca cercetători, din perspectiva accesului la arhivă. Dacă ești un pic obraznic și spui am crezut că documentul X a fost desecretizat, că e citat de Y, sunt amenințată că mi se retrage permisul. Însă, aș vrea să închei într-o notă optimistă și anume aceea că sper că modelul de la Arhivele Naționale va fi cumva preluat și de alții și că vom putea să participăm cu toții la progresul cunoașterii în acest domeniu, că în ultima instanță despre asta este vorba. Vrem să asigurăm progresul cunoașterii într-un domeniu care este relevant pentru viața noastră de zi cu zi. Toată lumea se plânge că încă suferim de mentalități comuniste, că încă nu știu ce belele avem din cauza regimului comunist, dar noi, de fapt, nu cunoaștem lucruri esențiale care s-au petrecut acum 60 de ani sau acum 40 de ani și ne construim o istorie pe niște baze șubre de atunci când ele de fapt există. Și aș încheia cu o anecdotă foarte scurtă. Când am ajuns la Helsinki în 2008 și mi-am prezentat ceea ce atunci era o idee privitoare la viitoarea cercetare și profesorii și colegii mei, studenți, doctoranți, m-au întrebat foarte serios dacă se poate scrie o istorie sau dacă se poate scrie politica externă a României postbelice pe baza documentelor din arhivele românești. Nu cumva toate acele documente sunt falsificate? Nu au fost ele oare inventate de autoritățile comuniste, de Cancelaria ACC, de Ministerul de Externe, de nu știu ce birou, de nu știu ce instituție? Putem să avem încredere în stenogramele unui Consiliu de Miniștri dacă acele stenograme au fost produse de un regim comunist? Și am fost foarte mirată de cât de serios tratau această problemă. Nu? Adică, de ce oare ar sta cineva să inventeze o stenogramă de 200 de pagini când stenograma aceea oricum nu era menită să devină publică sau să fie trimisă la Paris? Sau apropo de felul în care sunt privite arhivele comunismului, dacă vreți. Sper ca accesul nostru să devină din ce în ce mai larg la arhive și în baza acestui acces să scriem studii istorice din ce în ce mai bogate, mai informative și să putem să schimbăm și această
cum să zic eu, imagine pe care probabil unii dintre colegii mei de atunci încă o mai au despre ce înseamnă o sursă de arhivă produsă într-o țară est ex-comunistă, să spun. România, dar, de fapt, se referă la Uniunea Sovietică. Da. E Finlanda. Eu mulțumesc, domnișoare, dar o pentru această interesantă prezentare. Sunt sigur că la sfârșitul acestei secțiuni vor fi foarte multe întrebări legate de prezentarea ei. În continuare, va avea cuvântul domnul Florin Soare, doctor în istorie al Facultății de Istorie din București, cercetător în cadrul ITCMR, dar și profesor asociat la Facultatea de Istorie. Subiectul Florin Soare este un extrem de interesant din punctul meu de vedere, deoarece ne va vorbi despre cum poți să ajungi într-o arhivă nevalorificată, o arhivă care nu are documentele puse în circulație, unde accesul este de multe ori dificil sau chiar imposibil. Bună ziua! Mărturisesc de la început că eu mă așteptam mai degrabă la o masă rotundă cu cercetători la care să împărtășim experiențe legate de arhivă, nu neapărat o conferință. Și vreau să facem o masă rotundă, dar n-am avut suficiente mese și scaune și atunci am apelat la această variantă. Dacă vă simțiți mai bine, să considerați că sunt deci în jurul unei mese rotunde și să fiți lipsiți de inhibiți. Dar se fac și fără mese. Sau scaune. Sigur, vreau să-mi îngăduiți încă de la început să am o scurtă intervenție legată de experiența mea de cercetător în arhive, urmând ca mai apoi să intru în subiectul prezentării, și anume Arhiva Ministerului Sănătății. Mi-am început activitatea de cercetare în urmă cu 8 ani. Eram la momentul respectiv student în anul al doilea de facultate. Și am început atunci cercetarea pe o temă de care am tras pe două fronturi, unul, sigur, licență, dizertație, doctorat și un al doilea front la institut, cele două volume pe care le-am publicat împreună cu colegele mele, mai exact mă refer la politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. Bun, încă de la început am identificat două arhive care îmi putea oferi documente esențiale, vitale pentru cercetarea pe care urma să o întreprind, și anume Arhivele Naționale Istorice Centrale și, în al doilea rând, Arhiva Ministerului Sănătății. Bun, ulterior au venit, în mod natural, arhive ca CNSAS, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, OSA, Budapesta, sau chiar Arhiva Camerei Deputaților, și poate ar merita o discuție separată despre această arhivă a Camerei Deputaților. În fond, este vorba de arhiva fostei Mari Adunări Naționale, o arhivă destul de complicată, și am să revin pe parcursul prezentării. Bun, primul contact a fost, în mod evident, cel cu Arhivele Naționale. Era perioada Corneliu Mihai Lungu atunci. Și privind retrospectiv, îmi dau seama cât de multe lucruri s-au schimbat la Arhivele Naționale de atunci, sau poate că nu atât de multe lucruri, însă unele esențiale legate de accesul la dosarele comunismului, posibilitatea fotocopierii documentelor, accesul cu laptop și în fine. Bun. O să prezint experiența mea de cercetător în celelalte arhive, iarăși foarte pe scurt. Doamna Dragomir vorbea la un moment dat de Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. Am ajuns și eu acolo, sigur, prin intervenții și calitatea de cercetător la institut mi-a conferit anumite drepturi. Pe telefonul scurt s-a sunat, s-au făcut adrese și am avut într-un final acces acolo. O procedură extrem de complicată de declasificare a documentelor. Se face declasificare filă cu filă. Vă puteți imagina frustrarea unui custode care, după o jumătate de zi de declasificat câteva dosare, filă cu filă, a văzut că mă interesau în fond doar două sau trei documente din respectivele dosare. Bun, despre Arhiva Camerei Deputaților, procedură extrem de complicată. Am ajuns acolo în 2008, cu intervenții. Marius Oprea, care era președintele de atunci al institutului, a dat câteva telefoane.
Am ajuns în cele din urmă, după ce am trecut de filtru, am fost condus într-un birou. Nu există un birou de studiu pentru această arhivă. Eram într-un birou cu vreo 6 doamne care băteau de zor în tastatura calculatorului. A fost invitat să iau loc. După o așteptare de 40 de minute, a venit o doamnă, s-a prezentat și mi-a înmânat o coală A4 cu cote ale unor dosare. Sigur, comunicasem în prealabil tema de cercetare, cam ce m-ar interesa de la arhiva respectivă. În fond, Comisia pentru Sănătate, Asigurări Sociale a Marii Adunări Naționale. Mi-am mânat această foaie, m-am uitat lung, erau cotele dosarelor, câteva, o scurtă descriere a fiecărui dosar, era o coală printată, vă dați seama. Și am întrebat, bun, eu aș dori totuși să consult niște inventare ca să-mi pot da seama ce conține arhiva respectivă. Nu vă putem pune la dispoziție niciun dosar. Pe această foaie găsiți documentele pe care noi credem, sau documente despre care noi credem că, nu știu, pe dumneavoastră v-ar putea interesa. Bun, mă uit pe foaia respectivă. Erau dosare cu precădere pe perioada 1972-1976. Maximum 20 de dosare. Pe mine mă interesau foarte tare perioadele 1966, decretul de limitare a întreruperilor de sarcină, atunci și iarăși perioada 1984-89, cea mai dură etapă a pronatalismului ceaușist. Am întrebat, evident, dosare pentru această perioadă sau aceste două perioade. Pot găsi la dumneavoastră? Nu există dosare. Mă întreb cine ar fi putut să o verifice pe acea doamnă, cum aș fi putut să reacționez eu în momentul respectiv, unde să mă adresez. Bă, mie mi se părea ilogic să nu existe dosare pe această perioadă. În fine, destul de complicat. Am fotografiat în 30 de minute cam ce mi-a adus. Un singur beneficiu pe care l-am avut de la această arhivă a fost o masă relativ ieftină la bufetul Parlamentului. Mai mult de atât n-am... Comparativ, am fost în 2008, în același an 2008, la Budapesta, la Open Society Archives. O procedură extrem de simplificată, sigur. Comparația e puțin forțată. Dar am ajuns acolo ca cercetător al Facultății de Istorie, nici nu m-am prezentat ca cercetător de la institut. În 10 minute de la intrarea pe poarta instituției, vă spun că eram la masa de studiu și citeam dosare, nu mai spun de tehnica. Sigur că da, făcusem în prealabil o cerere, trimisesem un mail pentru câteva dosare. În 4 zile cât am stat, am reușit să fotografiez vreo 400 de dosare, mi le-au adus fără niciun fel de problemă, nu mai spun de tehnica pe care mi-au pus-o la dispoziție, aparat foto, xeroxuri, toate cu titlu gratuit. Comparativ cu ce se întâmplă la noi. Bun, și ajung în sfârșit la subiectul prezentării de astăzi, și anume Arhiva Ministerului Sănătății, o arhivă vitală pentru cercetarea pe care am întreprins-o. O arhivă în care am intrat pe parcursul la 5 ani și am să vă relatez pe scurt și experiența mea cu această arhivă. Și încep cu momentul 2006, student la Facultatea de Istorie a Universității București, subsemnatul trimit un mail către Centrul de Statistică Sanitar, în subordinea căruia îi se află această arhivă a Ministerului Sănătății, solicitând evident informații despre politica demografică, statistici și multe altele. Mi se răspunde în termenul legal de 30 de zile că această arhivă nu conține documente care pe mine m-ar putea interesa și mi se recomandă călduros Biblioteca Centrală Universitară. Bun. Menționez că anterior făcusem o deplasare la sediul acestei arhive, n-am reușit să trec de portar, mi s-a spus scrieți un mail, veniți cu adresă. Era mai complicat.
Bun, 3 luni mai târziu începusem deja colaborarea cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, cum se numea pe atunci. Și la acea dată am primit din partea directorului sau șefului departamentului documentare și cercetare de atunci o adresă prin care se solicita aprobarea accesului meu la arhiva respectivă, adresă cu care m-am dus la sediul din George Vraca, la Centrul de Statistică Sanitară. Am fost primit foarte politicos de doamna director, doamnă directoare care lucra acolo de aproximativ 20 de ani, în câte am înțeles, cred că îi pot da numele, nu știu dacă mai lucrează, încă doamna Ioana Perțache. Am fost invitat să iau loc, am înmânat respectiva adresă. Mărturisesc că n-a reușit să treacă de numele instituției în momentul în care a văzut crimele comunismului și asta a fost o reală problemă cu multe arhive în care am intrat, se propteau de investigarea crimelor comunismului. Bun, cum a citit numele instituției, s-a schimbat la față în secunda 2 pe un ton isteric, am fost dat afară din birou, mi s-a spus că n-am ce căuta acolo, că arhiva nu poate, nu are asemenea documente, că medicii nu au participat la politica demografică și multe altele. Bun, 2 săptămâni mai târziu, Institutul semnează deja un protocol de colaborare cu Ministerul Sănătății și o nouă adresă cu care mă duc de această dată la sediul direct al Arhivei Ministerului Sănătății pe strada Pitar Moș, în clădire cu Facultatea de Limbi Străine. Aici l-am întâlnit pe domnul director Adrian Dimitriu. Alexandru, îmi cer scuze. Okay. Absolvent al Facultății de Istorie, cu care am început să mă înțeleg destul de bine, mai ales după ce și dânsul a trecut de după o destul de lungă perioadă în care am încercat să-l lămuresc că nu sunt acolo nici pentru a investiga crime, nici pentru a-i condamna pe medicii care au participat la politica demografică, nici că sunt interesat de documente privind sterilizarea femeilor de etnie romă și am să revin asupra problemei. Bun, așadar, eu și colega mea de atunci, Corina Doboș, am fost primii care am reușit să intrăm în această arhivă a Ministerului Sănătății. Câteva lucruri generale despre organizarea ei. Ea funcționa la momentul respectiv sub denumirea de Serviciul pentru Fondul Arhivistic Sanitar, aflat în, permis să citesc, în subordinea Centrului de Calcul Statistică Sanitară, ulterior a Centrului Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului informatic și informațional în domeniul sănătății. Astăzi funcționează în cadrul compartimentului Arhivă și Documentare Medicală a Centrului Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică. Bun, în afară de acest director, am găsit acolo 3 doamne care se ocupau mai degrabă de dosare de personal, eliberau adeverințe pentru foști angajați ai Ministerului Sănătății, salarii și alte probleme. Bun, din câte cunosc, există 2 depozite ale acestei arhive a Ministerului Sănătății. Unul este cel din strada Pitar Moș și conține dosare elaborate după 1948 până în prezent, 2004-2005, cred că am găsit acolo dosare. Și încă un sediu, mărturisesc că nu am fost acolo, undeva pe lângă Catedrala Sfântul Iosif, care conține documente elaborate de Ministerul Sănătății până în 1948. Bun. Recunosc de asemenea că am intrat în această arhivă cu prejudecata că deținătorii de arhivă sunt în fapt gardieni ai arhivelor cu menirea de a bloca accesul la documente sensibile.
Bun, și prejudecata a fost întărită de acest citat pe care l-am identificat în raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii României. Se plângeau la momentul respectiv de faptul că au întâmpinat probleme la respectivele arhive. Ministerul Sănătății funcționa acolo. Bun, ulterior din discuții cu directorul Alexandru Dimitriu s-a spus că la un moment dat a venit un cercetător din partea Comisiei Prezidențiale care a solicitat în mod direct documente despre decese materne, despre medici care au comis crime legate de femei și despre sterilizarea femeilor de etnie romă. Bun, i s-a spus că arhiva nu posedă astfel de documente, dar dacă dorește, poate intra acolo să caute singur. Bun, la același tratament am fost supus și eu în momentul în care am ajuns acolo, pentru că pentru dosarele pe care... Da. Să concluzionez. Aveam ocazia la secțiunea de întrebări și discuții să dai din caz mai multe informații. 5 minute te-aș ruga. Ok. Bun. Acestea sunt fondurile mari pe care eu le-am identificat acolo. Pentru această arhivă mărturisesc că nu există inventare. Ce am reușit să găsesc a fost ceva de genul acesta. Un inventar de la care am putut pleca. Incomplet, nu corespunde neapărat cu fondurile găsite, cu dosarele aranjate pe rafturi. Bun, după o perioadă de acomodare, discuții interminabile pe teme istorice cu directorul, am primit privilegiul de a intra singur în depozit și de a-mi alege dosare, tocmai pentru că nu existau aceste inventare. Și astea sunt fondurile pe care le vedeți. Sunt cele pe care eu le-am denumit așa, după ce am găsit acolo. Sunt instituții care funcționau în subordinea Ministerului Sănătății, cum ar fi ocrotirea Mamei, Copilului și Tineretului, ordinele ale Ministrului Sănătății, dar iarăși sunt dosare aranjate cronologic. Bun, am intrat în această arhivă și efectiv am luat dosarele la rând. Un privilegiu de care nu se bucură majoritatea cercetătorilor. Astfel de inventare, exemplu de documente pe care le-am găsit acolo, așa cum spunea și Vlad Dmitric mai devreme, am început și eu prin a căuta acul în carul cu fân, parcurgând documente, mi-am dat seama că există o logică a aranjării lor, fiind ordonate cronologic, mi-a fost mai ușor. Bun, aș putea da exemple de documente identificate acolo, tot felul de proiecte de acte normative, rapoarte privind starea de sănătate a membrilor Comitetului Central, buletine statistice, rapoarte privind controle efectuate în unități sanitare, bun, și multe altele, dosare de personal, dosarele foștilor miniștri ai sănătății. Bun, iarăși, extrem de important pentru cercetarea mea, am reușit să găsesc aceste foi de observații clinice generale și fișe de deces matern ale femeilor care au decedat în urma avorturilor provocate. Nu o să mai insist pentru că timpul e limitat. Bun, avantaje și dezavantaje în relația cu această arhivă. Recunosc că nu aș fi putut ajunge niciodată acolo ca simplu cercetător din cauza piedicilor umane și birocratice. Sigur, și aici sistemul pile, cunoștințe, relații funcționează poate până la un punct, pentru că acea intervenție te ajută să intri pe poarta instituției, însă relațiile pe care ți le stabilești cu personalul sunt extrem de importante pentru dosarele care ți se vor pune la dispoziție.
Bun, trecând peste celelalte probleme, lipsa inventarelor, a condițiilor de studiu pe timp de vară, pe timp de iarnă, nu existau sobe, nici măcar un ventilator, praf, mucegai, grasie, chiar șobolani. Bun, mi-a folosit extrem de mult tocmai datorită sau grație acestei libertăți de mișcare pe care am avut-o. Acolo, despre soarta acestei arhive, nu cunosc foarte multe lucruri. Știu că se făceau la momentul respectiv demersuri pentru a fi transferată către o firmă privată care să o inventarieze. Nu știu mai multe. Bun, v-am adus câteva, vă prezint câteva imagini despre, din arhiva Ministerului Sănătății, din ciclul Ce tineri și frumoși eram. Eu, colega mea, Corina Doboș, așa arată... Mai degrabă fosta colegă. Fosta colegă. Pe linie de cercetare o pot numi și actuală colegă. Așa arată această arhivă. Aici eram în beciul de sub sala de sport a Facultății de Limbi Străine. Precizez că încăperea nu era luminată, exista acea lampă de control, aici nu era aprins, am stins lampa și am făcut o fotografie cu bliț, e bezna acolo, vă spun de rozătorul care mi-a sărit dintre dosare într-o beznă totală. Bun, așa arată arhiva. Bun, întrebări la final. Mulțumesc tare mult! Foarte multe întrebări în secțiunea de discuții. Sper. Nu o să mă alungesc foarte mult cu următoarea participantă. Doar vei spune despre Iatus Magdalena Ionescu, doctor în istoria Facultății de Istorie și Geografie din Târgoviște. Iar astăzi ne va prezenta o proiecte despre arhivele comunismului, acces versus restricționare. Eu o să plec de la teorie, de la câteva aspecte teoretice, pentru a ajunge la câteva experiențe personale pe care le-am avut, în special cu negative, să spunem, cu arhiva Ministerului, cu arhiva MAE. În privința Arhivei Naționale nu am avut probleme, nu am întâmpinat niciodată probleme legate de accesul la documente. Astfel, cred că cel mai bine este să încerc o definire a noțiunilor de acces la arhive. Există în dicționarul, o primă definiție este cea dată de dicționarul științelor specifice ale istoriei din 1982, care definește accesul sau accesibilitatea drept ansambluri de reguli referitoare la posibilitățile și condițiile stabilite într-o perioadă dată pentru cercetarea documentelor de arhivă. Accesul poate fi condiționat pentru anumite categorii de documente care, prin consultarea sau publicarea lor, ar prejudicia interesele statului. Și în regulamentul sălii de studiu al ANIC se precizează, există o definiție a termenului acces și se precizează că prin acesta se înțelege funcția atribuită arhivelor de a face disponibile pentru utilizatori unitățile arhivistice pe care le administrează și păstrează, precum și instrumentele de evidență ale acestora. În ceea ce privește termenul de restricționare a accesului la arhive, singurele definiții referitoare la acesta se găsesc în draftul al treilea al dicționarului multilingvistic de terminologie arhivistică. Este un dicționar realizat de către Consiliul Internațional al Arhivelor. Se regăsesc definiții din mai multe state, din 11 state. Se observă diferențe între modul în care definesc aceste state diferiți termeni. Acces, cum este termenul de acces la arhive. Prima definiție din acest dicționar se referă la faptul că restricționarea reprezintă o limitare a accesului la înregistrări, la arhive, la documente individuale sau la informații de tip specificat, impus prin reglementări generale sau specifice. O altă definiție stabilește că restricționarea reprezintă o limitare a accesului la utilizarea înregistrărilor, arhivelor sau informațiilor impuse de guvern în interesul securității naționale. Înregistrările sau informațiile respective sunt menționate ca înregistrări clasificate sau informații clasificate.
Accesul la informații, inclusiv la cele de arhivă, consider că reprezintă un drept fundamental al individului. Cu toate acestea au existat și încă există informații pentru toată lumea, pentru toți cercetătorii și informații pentru câțiva aleși, să-i numim așa. De ce? Întrebarea care se ridică este de ce această clasificare a cercetătorilor, de ce anumite persoane au acces la documente care pentru alții sunt clasificate sau secrete. Așa cum știm, consultarea documentelor de arhivă se realizează conform legii 16 din 1966, care stabilește prin articolul 1996, care stabilește prin articolul 22 ce documente nu se dau în cercetare, dar și termenele după care pot fi date în cercetare documente privind interesele naționale, libertățile și drepturile cetățenilor. Pe lângă aceasta, există de fapt, a fost adoptat de adunarea generală a Consiliului Internațional al Arhivelor în 24 august 2012 niște principii ale accesului la arhivă. Este vorba de 10 principii, fiecare însoțit de scurte comentarii, în care cuprind și următoarele, să spunem, reglementări. Accesul la arhivele guvernării este esențial pentru o societate informată. B. Arhiviștii furnizează gratuit informații de bază despre instituția lor și arhivalele pe care le dețin. C. Utilizatorii au dreptul de a ști dacă există sau nu o anumită serie, dosar, piesă sau parte a unei piese, chiar dacă aceasta a fost sau este restricționată la utilizare sau dacă a fost distrusă. Arhiviștii au o responsabilitate profesională pentru a promova accesul la arhive. E. Arhiviștii oferă utilizatorilor un acces la arhive corect și prompt, fără discriminare. Regulile de acces se aplică în mod egal tuturor persoanelor, fără discriminare. Dacă primele două nu ridică probleme deosebite, în privința celorlalte ar fi mai multe aspecte de luat în seamă. Astfel, nimeni nu te informează, de exemplu, la Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, dacă un anumit fond există. Mai mult, de cele mai multe ori, ți se spune despre fonduri sau dosare care apar în diferite lucrări, că nu se află în cadrul arhivelor și nimeni nu știe de unde sau cum au apărut în respectivul studiu. În privința promovării accesului la arhive, aceasta se realizează mai mult prin intermediul site-urilor respectivelor instituții. Ba mai mult, mie mi s-a părut că custozii, cel puțin la arhiva MAE, sunt dornici să te știe cât mai departe de sala de studiu, refuzându-ți accesul uneori pe motive că de genul nu mai sunt locuri, deși în sală, să spunem, am fost prezentă, erau doar 2 cercetători, iar în sala de studiu pot încăpea 12 cercetători. Nici faptul că există o oră limită până la care se face accesul în sală, necontând faptul că nu ești din București, că probabil mijloacele de transport au întârzieri, nu ajută instituția și până la urmă și nici pe cercetători. Cu toate că am observat, au fost destule cazuri în care unii cercetători au putut intra inclusiv după acea oră limită. În timp ce colegii de ale mele, deși au anunțat că or să întârzie 5 minute peste ora la care se permitea accesul, în momentul în care au ajuns în instituție, li s-a spus, ne pare rău, n-a sosit la ora la care trebuia, puteți să vă întoarceți la acasă. Ce-aș vrea să știu este de ce nu se aplică aceleași reguli pentru toți. De ce unii cercetători sunt informați când sala de studiu este închisă printr-un telefon pe care îl primești din partea custodelui, iar alții bat drumul degeaba până la București. Aici este cazul este... Eu am fost informată în momentul în care sala de studiu era închisă în ziua respectivă, în timp ce colegii de-ale mele au mers până la București în ziua respectivă. Deci, pe ce bază s-a făcut... care au fost criteriile pe care le-au aplicat custozii. Da. Referitor la accesul nediscriminator, trebuie precizat că acesta reprezintă la momentul actual și, în opinia mea, doar un deziderat. Realitatea este cu totul alta. Încă din primul moment în care pătrunzi în instituție, dacă nu faci parte din categoria celor aleși, să spunem,
duci o muncă sisifică până când reușești să obții dosarele dorite. Și de cele mai multe ori nu prea reușești. Motivele sunt nenumărate. Lipsa unor inventare. Astfel, la arhiva MAE nu există inventare pentru perioada 1945-1970. Cel puțin acesta este ceea ce mi s-a spus de nenumărate ori. Da, plus că există nenumărate lucrări în care sunt citate astfel de dosare sau din perioada respectivă. Apoi, lipsa accesului la anumite dosare datorită legii Arhivelor Naționale. Am solicitat în repetate rânduri dosare referitoare la relațiile româno-maghiare. De fiecare dată cererile respective mi-au fost respinse. Nu am primit niciodată dosare referitoare la aceste relații, chiar dacă unele pur și simplu cuprindeau articole din presa din Ungaria sau din presa din România referitoare la aceste relații. Pe motivul probabil că s-a considerat că aduc atingere siguranței naționale. Altfel, accesul la documente este îngreunat și de faptul că există neînțelegeri între custozi. De exemplu, unul mi-aduce un dosar, pur și simplu zic, fără să-mi spună absolut nimic, deci nu este secret dosarul, și după 5 minute vine celălalt și mi-l ia. Dosarul este secret. Da. Plus că ceea ce spunea colega mea înainte, că există probabil o comisie de declasificare a dosarelor, mie mi s-a întâmplat tot la arhiva mea ca în față să vină să se pună ștampila pe un dosar declasificat. Deci în care a fost, când s-a întrunit comisia, când s-a luat în discuție, cum s-a hotărât că dosarul respectiv trebuie declasificat. Aici am o problemă foarte simplă. Dacă un document era clasificat ca secret, strict secret, nu mai existau casea cei care pune la rând, ci puneau ștampila pe prima copertă, da. Și atunci era clar. Da, exact. La fel, numărul dosarelor pe care ai dreptul să le primești într-o zi este stabilit, așa cum se știe, prin regulamentul de acces la documente. Pentru arhiva MAE, pe site-ul Ministerului, spune clar că cercetătorul poate solicita una din următoarele categorii de materiale, 3 volume, 3 dosare, 5 hărți sau 10 fotografii. Dar și numărul acesta poate varia. Aici însă trebuie să remarc faptul că de cele mai multe ori custodele este dornic să te ajute, în sensul că dacă îți oferă posibilitatea să ceri alte dosare în schimbul celor care ți s-au refuzat. Sau de asemenea posibilitatea de a completa un nou formular, mai ales dacă nu ești din București, iar distanța pe care o străbați până la arhive este destul de mare. Este de altfel singura concesie pe care sunt dispuși cei din cadrul arhivelor MAE să o facă. În rest, mi se pare că totul este organizat astfel încât să te determine să renunți a mai cerceta în arhiva Ministerului. Existența unei singure zile în care poți face fotografii, de exemplu, vinerea este singura zi în care nu poți să faci altceva la arhivă decât fotografii. Nu poți cerceta. Deci, în momentul în care am vrut să cer documente spre cercetare, vineri, mi s-a spus nu, vinerea este doar pentru fotografiat. Apoi, faptul că trebuie să faci o cerere, să te programezi pentru a fotografia, deși este posibil să fii singurul cercetător în ziua respectivă, dar tu oricum trebuie să te programezi. Faptul că anumiți cercetători sunt favorizați. Eu nu înțeleg, de exemplu, de ce eu nu am putut să văd dosare referitoare la Conferința pentru Securitate și Cooperare, conferința de la Helsinki. În schimb, în sală, în acea zi, un alt cercetător a putut primi tot inventarul. Deci cutii întregi de dosare. Da. O altă problemă o reprezintă orarul foarte extrem de restrâns în care poți cerceta. Programul este de la 9 la 2, în realitate de la 9:30 la 1:30, asta dacă nu cumva ți se sugerează că custodele are o problemă și trebuie să pleci până în ora 12. Situații asemănătoare cu cele de la Arhiva Ministerului de Afacerilor Externe se întâlnesc chiar și la unele direcții județene ale ANIC, unde
principala problemă o reprezintă aici dezorganizarea, faptul că există inventare foarte prost realizate, o lipsă de interes a custozilor, stai câte un sfert de oră la ușă să ciocăni până când vine cineva să-ți deschidă la arhivă, dacă te aude cineva la intrare. Nu știu, eu consider că arhivele ar trebui să ofere un acces neîngrădit cercetătorilor, bineînțeles în limitele legii și aplicând aceleași reguli pentru toată lumea, indiferent de institutul sau de instituția la care lucrezi. Cam atâta, sunt multe altele, dar mulțumesc, am zis că pe scurt. Mulțumesc foarte mult, o prezentare extrem de interesantă. Sper că oamenii care nu s-a creat ideea că există multe instituții sau persoane care sunt extrem de ușor la archive și alte instituții se împiedică, întâlnesc același piedici pe care îl întâlnesc și cercetători care nu lucrează în cadrul unor instituții. Instituții diplomatic, de exemplu, cercetătorii au scaune, să spunem, rezervate la sala de... Sunt și excepții, de exemplu, cum a fost până de curând, acum câțiva, la Arhiva Națională, unde anumite documente puteau fi văzute doar de anumite persoane extrem de competente în domeniu, desigur. Au fost și cazuri. De exemplu, eu am intrat în câteva arhive. Dar asta nu înseamnă că am văzut toate documente. Și vă să dau un scurt exemplu. Acum câțiva ani am depus o sesizare penală împotriva fostului șef al Direcției de Anchete Penale, Gheorghe Emer. Eu am fost unul dintre experți desemnat să merg să caut acel dosar. Mai ales că aveam și o pasiune pentru acest lucru. Individ care de timp a decedat. Când am ajuns la arhive, m-am pus cu adresa la institut, am fost primit extrem de bine. Inclusiv până la toaletă am mers cu jandarmul în spate. Am mers la etajul pe unde m-a primit chestorul și juristul ministerului. M-au servit cu o cafea foarte amabilă, am încercat, am dat pe ăștia să văd tot. Deci nu vreau să stau pe mine. După care am intrat în discuție. Am spus că vreau cea anume dosară. Vreau, ei mi-a spus, dar la fel, dar știți că nu vă e de ajutor. De ce? Pentru că dosarul ăsta nu îl ține pentru ca să calculăm pensia. Pentru că acolo referat, dacă când a fost încadrat, ce grad a primit, ce funcție, ce salariu. Nu are valoare istorică. Într-adevăr, dosarul ăsta putea fi folosit și pentru calculul pensiei. L-am văzut ulterior la CNSA după ce a fost solicitat de parchetul militar și existau referate, încadrări, nu știu ce. Dar în același timp existau și documente extrem de importante pentru un istoric. Existau un fel de raport de 70 de pagini redactat de noi în 67, când s-au cerut explicații asupra unor anchete. El a și fost îndepărtat pentru un an, după care a fost reîncadrat, iar în 71-72 a fost trecut în rezervă definitiv. La fel a fost și la Ministerul Educației, unde tot așa am intrat, am fost primis foarte bine, m-am mutat peste dosare în special de cate, care nu erau aranjate, erau aruncate acolo pe mijloc, am văzut câteva dosare, printre care dosarul lui Aurelian Bondrea, după care, la vreo săptămână, două, am încercat din nou să mă duc. Și mi-au spus, domnule, că nu se mai poate, că arhiva e în reorganizare. Adică faptul că unii dintre noi lucrează la instituții de cercetare sau de investigare a comunismului, nu înseamnă că accesul nostru este asigurat peste tot. În multe cazuri ne lovim, întâmpinăm aceleași greutăți ca și ceilalți. Depinde foarte mult de voința celor care conduc arhiva, de șefii, de directorii arhivelor, de modul cum interpretează ei legislația. Practic, orice document poate fi văzut dacă este aprobat de directorul arhivei. În același timp, m-am aflat că există o directivă europeană care specifică faptul că dacă un document a fost văzut sau citat înainte de o persoană, acel document va fi pus automat în cercetare. În mod sigur, această directivă nu se respectă pentru că legea, până la urmă, o fac șefii de instituții. Cazul fericit au fost la CNSA, unde după, mai ales în ultimii ani, documentele, accesul cercetătorilor a început să fie fluidizat. Nu mai sunt aceleași probleme ca la începutul instituției. Și astfel de probleme sunt peste tot, inclusiv la arhivele județene, cum a spus colega. Nu știu să adaug ceva. Există încă, mai ales în cadrul ministerelor,
în privința arhivelor, o mentalitate securistă. Oamenii nu s-au dezbărat de această mentalitate și cei care s-au ocupat de arhive, e posibil să fi provenit chiar din securitate. Asta este aproape sigur. Pe urmă, în ministere, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe, până foarte de curând, în fine, câțiva ani, arhiva era haotică total. Au început să o pună la punct și încă nu este pusă la punct. Și mai e o arhivă unde v-aș recomanda, dacă puteți să aveți acces, Arhiva Consiliului de Miniștri, Arhiva Guvernului, care și asta, până acum câțiva ani, era așa, cam haotică, o enigmă chiar pentru oamenii de acolo. Am încercat să caut ceva acolo, nu prea știau până când e, cum e, era un haos total. Dar există această mentalitate securistică clară care nu împiedică să se aibă acces de către cercetători la minister. În plus, ei consideră că arhiva este necesară doar pentru problemele din astea profesionale, vechime, căutare de vechime sau chestiuni de genul ăsta. Nu se gândesc că ar putea să facă obiectul unor cercetări istorice. Așa că aici mai este încă foarte mult de făcut. Singurile arhive unde este actualmente o deschidere foarte largă sunt Arhivele Naționale și CNSAS. Camera Deputaților are din 46. Da. Cine? Camera Deputaților? No. Ar vrea să vă răspund la această întrebare, dar în secțiunea de discuții, pentru că am fost în această arhivă și vă pot spune mai multe lucruri. Dar o să fac o mică precizare. Șeful arhivei de acolo era un fost ofițer de securitate, ajutat de un fost ofițer de armată care a scris și o carte despre Revoluție. Iar accesul era extrem de restricționat. În continuare, aș dori să-l invit pe domnul Silviu Miloiu, profesor la Universitatea Valahia din Târgoviște, doctor în istorie, președinte al Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice, președinte al Fundației, dacă nu mă înșel, sau Asociației Grigore Gafencu. Director al Centrului Gafencu, da. Domnul Miloiu va avea o prezentare oarecum diferită de prezentările de până acum, deoarece prelegerea domnului Miloiu este axată pe un caz expert. Ne va vorbi despre arhivele finlandeze. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și m-am bucurat să fiu prezent aici, să ascult și celelalte comunicări și tocmai de aceea am renunțat la textul scris și voi încerca să mă apropii cât mai mult de problematicile care s-au discutat aici, mai ales că în textul comunicării mele apare undeva și o viziune comparativă, adică accesul la arhivele finlandeze în viziune comparativă cu alte arhive la care am avut acces de-a lungul timpului, inclusiv la cele românești. Acum, în textul comunicării mele mai apare de asemenea un concept și aș vrea să-l lămuresc un pic, cel de post-finlandizare. Despre finlandizare, lucrurile sunt, eu zic, destul de bine cunoscute. Finlandizarea a fost un concept apărut pe la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, inițial în teoria relațiilor internaționale pentru a desemna cazul unui stat mic aflat în vecinătatea unei mari puteri și care dezvoltă o politică de aliniere sau de acomodare cu interesele acelei mari puteri. În general, termenul a fost folosit în sens peorativ, mai ales după ce discuția s-a mutat din Austria, unde a fost inițial pornită, în Germania, unde Willy Brandt era adeptul așa numitei politici de Ostpolitik, iar criticii săi de dreapta, mai ales din CDU, au încercat să folosească acest termen de finlandizare pentru a preveni opinia publică asupra pericolelor, așa cum le vedeau ei, ale apropierii prea mari față de Uniunea Sovietică.
Este un termen care, în general, nu se regăsea în istoriografia finlandeză, care l-a considerat până în anii 90 cu totul impropriu sau neadecvat la realitățile finlandeze, în primul rând datorită faptului că aici nu era integrat în acest termen, nu era integrată și capacitatea statului mic de a, ca el însuși să determine anumite politici ale marii puteri față de, față de acest stat, ca el să interfereze, ca el să aibă un rol în determinarea acestei politici. În contextul respectiv se discuta și despre un alt concept, cel de balanța nordică, care de asemenea a fost destul de discutat la vremea respectivă. Conceptul de balanța nordică vrea să spună că în nord statele erau așezate sau era o construcție cu trei variabile. Una era partea aceea a nordului care era apropiată de puterile occidentale și de NATO, Norvegia, Danemarca, apoi era Suedia neutră în centru și Finlanda pro-sovietică la est, iar orice fel de interferență, orice fel de schimbare în acest echilibru ar fi determinat automat, de pildă, căderea Finlandei totală sub influență sovietică. Iarăși un concept care prin automatismul său era destul de discutabil. Finlandizarea a cunoscut în istoriografia finlandeză momentul său de adevărată discuție în anii 90. Și a fost mai ales legată de modul în care istoricii s-au raportat la Urho Kekkonen, liderul Finlandei, președinte al Finlandei timp de 25 de ani, între 56 și 1981, înainte primul ministru al acestei țări între 50 și 56 și un politician foarte influent încă din anii 30. Și, în general, au fost două linii în ceea ce privește personalitatea lui Kekkonen, care s-au confruntat în anii 90. Adepții lui Kekkonen, în frunte cu Juhani Suomi, cel care a scris o teză, o lucrare în 7 volume despre Kekkonen, în care este lăudat, apreciat ca un mare patriot, cel care se ridica deasupra tuturor celorlalți politicieni prin inteligența sa, prin viziunea sa și capacitatea de a influența politicile sovietice, în vreme ce, pe de altă parte, au început să se manifeste și criticii lui Kekkonen, în frunte cu Hannu Rautkallio, care susțineau că orice ar fi făcut Kekkonen era pentru a-și promova propriul interes, propriul partid, propria putere și s-a folosit inclusiv de relația cu Uniunea Sovietică pentru a admite, pentru a permite accesul cât mai larg al intereselor sovietice în Finlanda. Sigur, a fost și o linie care a încercat să mențină echilibrul cumva în judecata istorică cu privire la Kekkonen. Și ideea este că, de ce am pornit de aici, în acest context, spre sfârșitul anilor 90, a apărut și acest concept de post-finlandizare. Post-finlandizare care nu înseamnă, de fapt, o continuare a finlandizării, ci chiar contrariul. Pentru că la sfârșitul anilor 90 s-a manifestat o tendință în istoriografia finlandeză de a critica tot ce era legat de Rusia, de trecutul relațiilor ruso-finlandeze și de a revalorifica pe Mannerheim, de pildă, în dauna lui Kekkonen. Bun, eu vreau să mă distanțez de acest concept de post-finlandizare. Eu l-am folosit în titlul comunicării mele ca o interogație, adică s-a manifestat după finlandizare, după așa numita perioadă de finlandizare, s-a manifestat în ceea ce privește scrierea memoriei, utilizarea memoriei și scrierea istoriei, această încercare de a ține anumite lucruri sub tăcere, de a impune un fel de autocenzură, să spunem, în scrierea istoriei, sau ba. Am studiat în acest sens legile arhivelor. E vorba de legea arhivelor din 1981, legea arhivelor din 1994, apoi legea cu privire la deschiderea și transparența organismelor guvernamentale din anul 2000.
Și am studiat de asemenea și toate celelalte documente care erau publice, multe dintre ele postate chiar pe site-ul Arhivelor Naționale ale Finlandei, ca de exemplu ghidul de cercetare sau, și mai important, strategia Arhivelor Naționale Finlandeze 2015. Pe de altă parte, am eu însumi experiența mea de cercetare în arhivele finlandeze, începând cu 2001 până anul, mă rog, continuu încă. Și ceea ce pot spune este că acest concept de post-finlandizare se poate aplica, în sensul în care l-am folosit eu, se poate aplica numai într-o foarte mică măsură. Cel puțin nu se poate aplica în ceea ce privește arhivele publice finlandeze. Și am să explic și de ce. Mai ales după legea din 1994. Legile lor, vreau să subliniez acest lucru, sunt mult mai condensate decât ale noastre. Ele prevăd mai degrabă niște principii. Ele nu vor să spună fiecare punct, fiecare lucru exact cum trebuie să se întâmple. Ele dau, până la urmă, o anumită direcție, o anumită, cum să spun eu, nuanțează principalele viziuni ale legiuitorului, iar restul se pune în aplicare de către instituțiile de profil. Legea din 1994 este una extrem de deschisă, chiar mult mai deschisă decât cea din 1981 și prevede că toate arhivele finlandeze sunt obligate să ofere cercetătorului liber acces la toate fondurile arhivistice, cu excepția celor de securitate națională, cele care vizează fapte penale și care sunt în curs cumva de anchetare și cele care cumva aduc atingere integrității individului și așa mai departe. Însă chiar și aceste documente din practica muncii de cercetare în arhivă sunt tratate cu foarte multă deschidere. Adică nu mi s-a întâmplat în atâția ani de cercetare în arhivele finlandeze să solicit vreun dosar care să nu mi se pună la dispoziție. N-a existat nici măcar un singur caz. Aș vrea să punctez aici un pic și ca să încerc să fiu cât mai rezumativ, în comunicarea mea scrisă sunt menționate mai multe lucruri, strategia 2015 a Arhivelor Naționale, care este extrem de interesantă. Este extrem de interesantă pentru că pleacă tocmai de la principiul transparenței. Principiul transparenței este definit și chiar primul capitol al acestei strategii 2015 este un capitol despre transparența arhivelor naționale. Consideră că este un drept al cercetătorului de a avea acces la document, că este un drept al cercetătorului și obligația arhivelor naționale de a păstra acel document pe cât se poate chiar în format electronic, și de a-l pune la dispoziția cercetătorului pe cât se poate în mod gratuit, că este un drept al cercetătorului și obligația arhivelor naționale de a avea expertiză la nivelul cel mai înalt și de a acorda expertiză la nivelul cel mai înalt posibil și atunci, prin modul în care sunt pregătiți arhiviștii, acest lucru este foarte ușor vizibil. Și de obicei informațiile care ți se dau sunt la zi, sunt foarte clare. De asemenea, modul în care cercetezi în arhivă vădește această grijă față de cercetător și față de interesul său de cercetare, vreau să vă spun că se completează o simplă cerere și nici măcar la Arhivele Naționale Finlandeze nici măcar nu se dă permis. Deci completezi acea cerere și ești considerat cercetător la Arhivele Naționale Finlandeze. De asemenea, începând cu 2003 sau 2004, s-a permis cercetătorilor să utilizeze mijloacele de fotografiere a documentelor, ceea ce a fost extraordinar de important. Și aș vrea să mai punctez un lucru foarte important în ceea ce privește arhivele finlandeze, și anume volumul extrem de mare al digitalizării arhivelor finlandeze. La ora aceasta, de fapt, pe data de 31 iulie 2013, 17,3 milioane de dosare au fost digitalizate și sunt accesibile online. Deci 17,3 milioane de dosare
Munca a început în 2009 și a continuat până în zilele noastre prin granturi oferite de Ministerul Educației și Cercetării. La ei arhivele se află, și aici e o problemă în ceea ce privește arhivele noastre, la ei arhivele se află sub tutela Ministerului Educației și Cercetării și atunci beneficiază foarte mult de acest regim, care este unul mai deschis cercetării. Am studiat și în arhivele Ministerului Afacerilor Externe finlandeze foarte mult din 2001 și în arhivele militare din când în când și arhivele teatrului finlandez, etc. Și peste tot am avut aceeași senzație de deschidere, de toleranță față de necunoașterea mea în anumite cazuri și de generozitatea lor și în arhivele provinciale, de asemenea, am studiat. Acum, comparând arhivele finlandeze cu alte arhive în care am studiat, de pildă cele suedeze sau cele britanice, le găsesc cam pe același palier. Aș vrea însă să punctez excepția. Excepția este legată de arhiva Kekkonen, chiar de arhiva Kekkonen. Arhiva Kekkonen, care este situată într-o fundație care îi poartă numele lui Kekkonen, a fost constituită în anii 70, la începutul anilor 70, 71, dacă nu mă înșel, după vizita lui Kekkonen în Statele Unite, când a văzut arhiva Roosevelt la Washington DC. Și după același model, el a creat o fundație și arhiva care îi poartă numele. Ei bine, aceasta este una dintre arhivele clar secretizate încă ale Finlandei. Sigur, e o arhivă privată. Este o arhivă care odată se găsește departe de capitală, deci 110 km, are deschis o singură zi pe săptămână, câteva ore și în rest prin programare, da, un pic mai greu, iar singurul care a avut acces nelimitat la această arhivă este acest Juhani Suomi, despre care se știa că are o atitudine pozitivă față de Kekkonen. Acolo încă mai sunt documente pe care n-au fost văzute de alt cercetător, deși au permis și permit în continuare accesul cercetătorilor și din țară și din străinătate, dar există zone pe care aceștia nu le pot accesa. Încă o dată e vorba de arhive private ale lui Kekkonen, nu sunt arhivele de stat, care sunt accesibile la arhivele naționale. Acum, comparând arhivele din Finlanda cu, să zicem, accesul la arhivele românești, a spune că diferențele sunt evident și de mentalitate și de posibilități, de multe ori. Eu sunt foarte bucuros de deschiderea pe care oferă arhivele naționale. N-am studiat la arhivele CNSAS, încă nu am avut o temă care să necesite acest lucru, dar arhivele naționale, de pildă, aproape că mi se pare o minune față de ceea ce știam înainte și mă tot sperii să nu cumva să se întrerupă, da, să se termine. Așa, faptul că poți să te duci cu camera cu aparatul de fotografiat, cu laptopul și așa mai departe, care sunt încă, într-adevăr, la arhivele Ministerului Afacerilor Externe, anatema. Pe de altă parte, este și o chestiune de personal. Și aici, probabil, ar trebui la un moment dat să ne întrebăm cum a afectat chiar criza economică situația arhivelor în general. Este o chestiune de personal la Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe. Știu că erau pe cale, acum câteva luni, să o închidă de tot, pentru că efectiv nu mai au personal miniștri de externe sau cei care au decizii, secretarul de stat care are atribuții pe această zonă, n-a găsit încă timpul și resursele necesare pentru a avea într-adevăr o arhivă a Ministerului Afacerilor Externe funcțională. Apoi, iarăși știind această arhivă de când am intrat prima oară în ea, în 95 și am mers an de an. La început nu era nici măcar o sală de studiu. Te duceai și stăteai în birou cu directorul. Așa, și acolo studiai și vă dați seama. După aceea s-a înființat sala de studiu, care e încă foarte redusă, este în clădirea guvernului, ești verificat la sânge și chiar dacă, cum să zic eu, iarăși au probleme tehnice, xeroxul care ba funcționează, ba nu funcționează, achizițiile de toner și așa mai departe. Știu că a existat la un moment dat o inițiativă de a o muta din sediul guvernului undeva la periferia Bucureștilor, dar s-a renunțat la ea, asta ar fi putut să salveze câte ceva.
Dar vreau să mai subliniez un lucru, o diferență foarte importantă între arhivele românești și cele finlandeze, iarăși care nu țin de personalul arhivistic. Este vorba de modul în care guvernul sau mentalitatea guvernului în general, și de-aia am menționat acel act pentru acea lege pentru deschiderea guvernului față de populație, există un plan multianual la arhivele finlandeze de realizare de spații, depozite plus săli de studiu care se corespundă necesităților în acel moment. Pentru că vedem asta și la arhivele naționale, că nu au spațiul necesar să depoziteze documentele. De multe ori știu că sunt probleme din acest punct de vedere, să și vede acest lucru. Și iată, e vorba și de o viziune pe termen lung a statului cu privire la rolul arhivelor din acest punct de vedere. Și aici, iarăși, cred că ar trebui să se schimbe ceva structural în gândirea celor care dirigează destinul memoriei, până la urmă, documentare. Cam atât aș fi avut, ca să nu lungesc prea mult. Mulțumesc frumos! Dar vreau întrebări punctuale, nu prelegeri, nu prezentări, eventualele alte prezentări ale unor persoane care nu apare în program, vor fi la sfârșitul acestei conferințe, adică după ora 4. Există o listă la cine s-a calculatorul la sală? Toate dosarele. Aș vrea să ni se dea acces, că este domnul Zanfirescu aici și domnul Silviu, să văd și eu ce vede George Bișan. Toate dosarele care pot fi, sunt listate, sunt absolut toți. Și să avem și noi accesul ăsta, că noi plătim acest CNSAS, apropo. Aici nu cred, domnul Vidine, aici nu cred că George Bișan vede toate dosarele, ci doar le trece într-un calculator. Trece dosarele consultate. Acum Silviu poate spune mai multe sau îl putem suna pe domnul Bișan să ne spună dacă citește într-adevăr toate dosarele care sunt consultate. Cred că este o mică diferență. Pentru unul ar fi ideal dacă am primit toate dosarele fără să ne mai ducem la CNSA, să primim copii după dosare. Să fie puse pe calculator. Nu. Domnul Ursu, haideți să ne calmăm. Nu fiți atât de vehement, pentru că nu avem de ce să încerc. Domnul Videne vorbește despre cu totul altceva. Vorbește despre lista dosarelor pe care George, în calitate de custode, la CNSAS este obligat să o facă la sfârșitul fiecarei zile. La sfârșitul unei zile, da. Ce anume s-a făcut, dar nu mă interesează treaba asta. Dar nu mă interesează. Haideți să trecem peste acest subiect care nu are prea mult de-a face cu conferința de astăzi și l-aș ruga pe domnul să se prezinte, să pună și întrebarea. Anul acesta am avut contact cu KINU, este o asociație, se numește Institutul Național Corean pentru Unificare. Și KINU, Institutul Național Corean pentru Unificare. Și în engleză vine Korean National Institute for Unification. Este din Coreea de Sud, evident, ca altfel. Și vor să facă un studiu... Ce e interesant că ei vor să facă un studiu comparativ asupra statelor fost comuniste care au avut procesul revoluției. Și vor să facă un studiu de fezabilitate să vadă cum s-ar putea dezvolta o criză nord, de la ce ar putea veni din interior, din exterior, care ar putea să fie elementele care declanșează instabilitatea unui sistem spre revoluție. A făcut și în România o conferință, iar acum, asistând la această conferință dumneavoastră, știu că au un plan să mai vină încă o dată în țară. Și acum întreb, în calitate de membru ajutător al KINU, pentru că am fost alături de ei la conferință și la asta, dar ce mă interesează este cum pot să aibă ei acces la arhive în calitate de cercetători străini pe următoarea temă, relațiile româno-coreene în perioada Ceaușescu. Foarte simplu, acum nu sunt în măsură să vă dau ce mai bun răspuns, ci doar să vă indic un. Cred că cea mai bună soluție ar fi ca respectivele persoane care au fost și la noi și la CNSAS, unde au discutat cu șefii noștri, cu președinții, ar fi să meargă la arhive, să depună o cerere, o temă, să uite în inventar. Sau poate să încheie un protocol, să
să încheie un protocol între acest kino, da, acest kino și Arhivele Naționale. Adică sunt sigur că mai există protocoale între instituții din afară și instituții din România. Dar în subiectul, sau și cum asta, în subiectul ăsta e bine să adreseze sovieticilor, care știu foarte bine cum s-a petrecut treaba. Adică serviciilor sovietice, care știu cum s-a petrecut în România. Este specializat pe sud-estul Europei, e un alt departament pe Rusia. Da. Adică ele au fost toate dirijate de sovietici, așa că... Acum, dacă mai sunt și alte întrebări, înainte de a pune întrebarea, aș vrea să vă prezentați ca să Mihail Constantinescu, fost profesor de istorie concediat, ei spun m-au pensionat, dar eu nu. Deci, și cercetător acreditat. Voiam să o lămuresc pe doamna. Pe care în legătură cu faptul că nu găsește în arhivă, să spunem, stenograma din ianuarie-februarie 1948, dar găsiți, de exemplu, tratatul încheiat în mai 1948, nu la arhivă, ci la monitorul oficial. Acum, altă, ce voiam să explic. Vedeți acolo, scrie Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Crimele comunismului. Regimul instaurat a fost un regim trădător. Trădarea este o formă de crimă. E forma crimei. Ori totul se ascunde. Crima trebuie ascunsă. Domn profesor, nu ca să o lămuresc pe doamnă. Am o mare rugăminte. O puteți lămuri și în pauza de masă. Pe timp, deja am depășit programul și aș prefera să fie întrebări legate de prezentările susținute. După aceea, cred că, din câte o cunosc pe domnișoara Dragomir, este extrem de amabilă și vă va sta la dispoziție până o veți lămuri. Sunt convins. Și-o lămureți să se ducă la... Păi, dumnealor trebuie să știe. Și dumnealor. Deci, domnul Vasile Buga, domnul, mă rog, Florin Constantiniu, decedat, regret. Deci a fost o delegație care a studiat, de cercetători care a studiat la Moscova. Domnul Buga a făcut parte din Comisia Mixtă Româno-Sovietică. E bine, acolo s-au văzut actele și s-a văzut și stenograma. Cedarea insulei Șerpilor a fost inițiativă criminală românească. Stalin, nu știu dacă ați auzit de Iosif Vissarionovici Giugașvili, așa, Stalin a fost șocat. Și când i s-a propus să Uniunea Sovietică să preia insula Șerpilor, deși noi în 10 noiembrie 1947 am semnat tratatul de la Paris cu granița. Și el a zis, știți, încălcăm legislația. Și ce a spus prim-ministrul nostru? Pierd și eu niște icre negre. Ori, ca urmare acestei s-a încheiat una din cele mai murdare, nu nemaipomenit, am pierdut, nu o insulă, ci am pierdut și zona aceea de foarte bogată în tot, și pește și vorba lui icre. Domn profesor, am înțeles, vă rog, deci, cum o să-i lăsați și pe ceilalți la Moscova să vorbească. Sunt chestiile astea, pentru că aici s-au furat. Dacă mai sunt alte întrebări legate de prezentări. Domnul Videni, altcineva? Legat de publicațiile CNSAS, ca amintiți. Vreau ca la sala de studiu la CNSAS, alături de 10 titluri care sunt acolo, să se regăsească toate publicațiile CNSAS, care nu pot fi puse pe site din cauza problemei cu editurile. Deci sunt 5 titluri acolo, securitatea, cadre, nu știu ce. Și eu am vrut să am acces la alte titluri. Și George mi-a zis, nu există o listă, nu există un geam aici, se fură cărțile, nu știu ce.
să facă ceva CNSAS-ul, să pună acolo un dulap, un cuiat, cu listă, cu caiet, semnez eu când iau o carte din raft, o pun la loc, semnez din nou că am pus-o la loc. Să avem acces la aceste publicații CNSAS, chiar la sala de studiu la CNSAS, dacă nu se poate electronic. Mulțumesc! Faceți o sesizare în sensul ăsta. Presupun că se va întâmpla. Am văzut că au pus mai multe volume. Au pus inclusiv cele două volume extrem de voluminoase din securitatea, structuri, metode, cadre, cele 5 volume ale caietelor CNSAS, numeroase documente referitoare la domiciliu obligatoriu, internări, etc. Primul dosar de securitate publicat în țara asta, pe care eu nu adrez, ei îmi spuneau securiștii când mă luau, eu sunt profesorul cu ghilimele. Deci, când mă luau, îmi spuneau, mă, omule, românii nu merită. Nu m-au bătut niciodată, nu m-au închis, dar, de exemplu, îmi tăiau salariul. Pe concediu, jumătate din salariu. Simplu. Fiți liniștit dacă că și mie democrații mi-au redus salariul pentru a abate disciplinare. Nu e vorba nu doar abate de... disciplinare. Nu era. Nu fără, e. Dacă mă... Un sfert în deci, salarii fără să fim citiți de statea din 5 aprilie 1990 90, un dosar de securitate al unui SAS, Paulini Ervin. Și îl plângeam că are 7 informatori în dosar, rude, prieteni. În dosarul meu erau 40, dar n-aveam de unde să știu atunci. Abia în 2005 am băgat de seama. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și la această prezentare. Dacă mai sunt întrebări, ele vor fi puse la cealaltă secție.